Severinenii de toate vârstele beneficiază până la data de miercuri, 27 aprilie, de consultații medicale gratuite oftalmologice. Astfel, indiferent dacă deja poartă ochelari sau cred că trebuie să poarte ochelari, vederea deja le joacă feste, au dureri de cap sau obosesc repede, ori au o lipsă de concentrare. Indiferent de vârstă, severinenii pot merge în incinta Casei Tineretului de pe strada Crișan pentru consultații oftalmologice gratuite. Aici personalul medical și aparatura de ultima generație îi așteaptă în fiecare zi până miercuri, 27 aprilie. În turnul Severin există două centre unde consultul oftalmologic este total gratuit. Unul la Casa Tineretului și un centru în incinta Partidului Național Liberal din Mehedinți, de pe Bulevardul Carol I, lângă sediul taxelor și impozitelor locale. Un proiect inițiat de Partidul Național Liberal, o firmă specializată medicală care se ocupă cu controle oftalmologice, a fost adusă de către Partidul Național Liberal în două locații în municipiul Drobeta Târgu Severin, la Casa Tineretului, în incinta Casei Tineretului, o locație, iar cealaltă locație pe Bulevardul Calor, lângă sediul taxelor și impozitelor locale, la sediul Partidului Național Liberal. Nu numai în turnul Severin există aceste centre unde se poate efectua controlul oftalmologic gratuit. Și în Mehedinți există centre atât în Orșova, Vânjumare, Strehaia și Baia de Aramă, dar și în mediul rural. Inițiativa este una de tradiție a liberalilor din Mehedinți, specialiștii din oftalmologie fiind chemați și prezenți de mai bine de 3 ani de zile în turnul Severin și în județul Mehedinți pentru a consulta populația gratuit. Această echipă de medici specialiști oftalmologi vor sta până pe 27, până miercuri, în municipiul Drobeta Târgu Severin și toți cetățenii care sunt interesați să-și facă un control gratuit la ochi sunt invitați să vină la aceste două locații pentru aceste controle.